Bună ziua! Astăzi voi găti pulpe de pui, voi face un sos de roșii cu boia și un pic de smântână acolo, așa fain, ca să fie gustoasă. Și garnitură va fi șpețle. Șpețle e ca un fel de târhană. Să mai zic și altfel, paste, așa, o să vă arat eu cum, date așa prin... Răzălei mai spune lumea, am văzut. Răzălei. Da. Ok, sau răzălei. Super, Natalia. Natalia desenează. Wow, super. Poți să tai. Imediat. Taie tu, mama, că tu știi să tai. Așa, deci pulpele de pui le-am spălat, am aici cu tărtiță, că așa de pulpă cu țâmp. Cu țâmp, exact. Deci, 4 bucăți. Astea o să le curăț de piele, pentru că trebuie curățate de piele și tăiate în două. Așa. Neapărat. A să vine la noi Eva cu Mari. Și o să le gătesc ceva bun. Aperitiv. Avem șoancă? Da. Și desert o să facă ele. Desert, da, face ele. Abia aștept desertul lor pentru că e foarte bun. Ceea ce o să pregătească ele. Uitați așa. Așa să fie. Vedeți? Bun. Next. Deci... Zice, grăsimea asta trebuie luată. Eu dăm la Ciuciu că se bucură foarte mult Ciuciu. Are acolo mâncare și... Are? Da. Așa. O lasă pe mai de seară. Da, o lasă pe mai târziu, că el tot așa face. Și el și Ara. Și Ara, da. Că le-am prăjit ieri, că așa le place. O friptură faină. Da, așa le place lor. Așa. Asta ar fi faină să o prăjesc și să le dau lor. Jumele. Da. Mai ajunge să mânci ei, ne mânc eu. Da. Lasă-le acolo așa frumos. Lasă că tu nu mai... Mami, sunt gata. Ești gata? Super! Wow, le-ai tăiat deja. Natalia, nu-i la grădi? Nu. E încă... sub tratament, dar văd că nu mai are diabetica. Și nu mai are diaree. Am avut și diaree ieri. Am dat praful ăla, Smecta. Și eu trecut. Și de bridarnie mi-ai dat? Nu. Ok. Nu i-am mai dat. Dacă am dat Smecta, pentru ce să nu dau de bridatul, știi? Să-i relaxeze intestinele, știi? Să nu mai aibă dureri de burtică. Da. Chiar o să-i dau astăzi puțin. Smectra. Smectra, ce Smectra? După ce pun ză. A, ok. Așa știu că am mami cu mixterul. Mixter. Sau semi gros. M-am molipsit și eu de la ea. Cum vorbește, așa m-am molipsit și eu câteodată. Să știți. Da. Trebuie să nu te tai. Nu. Asta trebuie tăiat. Așa, bun. Bun. Mai sunt? Cam mai mult, una? Cam multă carne. Da. Asta dacă vin și ele, să vezi numai cum se duce. Da, mi-ajută. Nu. No. Deci pielița asta o dăm jos. Neapărat. Știu că vă place mult pielița asta, unii din voi, dacă vreți, puteți să o lăsați, dar eu zic că nu. Așa arată bine asta. Aici să mai dau jos în grăsime, că... Mami. Da.
Sunt gata. Ești gata? Super. Mami. Alo. Wow, cum arată Sonic. Hai. Ce trebuie să facă mami? Să lipească? Da, cu bandă de scoci ca să nu se rupă și să i-o pun la lanțul ei. Uite cum l-a ripiat. Păi nu, nu. Să rupe vitra, că e hârtie. Ok, am terminat. Ah, acum știu ce vrei să faci cu bandă de scoci, ok. Știi, ca da. Să nu se rupă, știi, foarte ușor, că ea vrea să-l pună la gât. Nu, no. Copii, nu. No. Așa fac. Hai că acum să se facă. Ok. Am dat drumul la plită. Și acum punem un pic de unt. Încă nu orice sunt temperatură, dar pune. Ca să prăjim pulpițele. În unt? Da. Poți să pun și un pic de ulei, dacă vrei să le prăjești. Un pic, da. Am avut aici un pic de unt. Să zicem 50 de grame. Nu e chiar așa. Pune un pic de ulei. Uite, acolo este micănuța. O, gara. Așa, e o furie pentru că trebuie prăjite puțin. Asta o voi lua de aici. Le dau la ciuci. Ok. Nu mai să punem pulpițele, dar stai că am uitat ceva. Trebuie un pic condimentate. Vezi? Eu pun un pic de vegeta, normal ar trebui sare și piper. Dat ulei încet. Da, da, așa încet, că trebuia să se topească un pic untul. Dacă vreți, pune sare și piper. Eu pun un pic de vegeta și cred că pun și un pic de piper, ce vrei, Daci? Cum vrei tu. Știi? Eu unul ar fi pus aici atât și mestecat. Da, știu. Și pe parte și pe alta să fie gustos. Ok. Și le punem la frig puțin să prăjească. Să vină și supa de legume care trebuie adăugat. Vezi? Dacă nu așteptăm mâna. Nu așteptăm mâna. Puțin. Acum, dacă doriți un pic mai condimentat, puteți să puneți mai mult condiment, dar eu nu. Eu zic că e bine așa. Așa. Bun. Așa încep să prăjesc. În unt și ulei. Dar ele o să mai fie gătite. Nu trebuie să prăjească bine, bine. Îmi fac de lucru în Italia. Ce să fac? Na. Ce de am mai trebuit să mă mai uit eu? Ce gătesc? Iau pulpele. E gata? Cred da. Ca să le prăjim și cu parte și cu alta. Trebuie de deci le-am întors, dar mai trebuie, vedeți? Mai trebuie pe partea asta. Hai să văd aici, hai să văd cât sunt gătitele. Da, mai pe partea asta.
Ce? Păi da, o să-l întorc, mă stai să se trecească. Cred că mai trebuie să pun un pic de unt și de ulei, știi, să le... Dar mai vine fierte în sos. Da, o să vină, acum... Numai un pic să prinde culoare, nu trebuie să se prăjească. Bun. Așa și după aia să le pun pe celelalte, tot așa. Să se prăjească. Am de ce fac? Curăț capa, avem nevoie de capa. La sosul care îmi trebuie. După ce îți gata ultimele pulpe, acolo o să curăț capa. Unde sunt prăjiturile. Trebuie un pic tărită. De cele mai vingătite. Da. Numai puțin de gust am prăjit, să ai de gust. Ai de gust pe ăla, cu da. De frizare. Tu dai capa. Și bulion de roșie. Am pregătit amândouă, dar nu știu. Eu zic că am pus pastă de tomate. Acum, dacă am desfăcut-o, pun în paie. Da. După asta nu am desfăcut-o. Și o să pun. Așa. Și așteptăm să se călească un pic. Începem cu boiaua. De boia dulce. Așa. Și acum o să vină și un pic de sos de tomat. Trebuie să vorbești un pic mai tare. O mere hotă. Da, mere hotă. Și ia ca așa. Nu intră lingura mare aici, dar pun lingura mică. Numai Robert te aude, că el are aparat păi auditiv. Robert, mă aude care căști. Ce el are căști acolo. Așa, amestecăm un pic și punem și un pic de supă. Supă clară. Normal vin să pune, dar noi nu avem vin alb. Avem lichior de cocos. Nu, care l-am folosit data trecută la chiflele cu ananas. Așa, lăsăm un pic, am un minut, două. Dar mai pot să pun toată supa aia? Păi, o să o pun, stai puțin, o pun imediat, numai să se amestece tot conținutul ăla, știi? S-a amestecat, stai liniște. Așa. Lăsăm pe tot.
trebuie spus. Da, ai spus cât a fost acolo. 600 de mililitri de supă de legume. Dacă aveți de găină, supă de găină, puteți să puneți. De ori de legume, ori de ori. Mă dau mai tare un pic. Și acum punem... Cu nu prea. Cam greuț. Cam greuț. Trebuie să fiază 45 de minute. Aici. Toate la un loc. Vedeți din ce cauză îmi trebuie așa o tigaie. Mai pun foi de dafin, să ducem două bucăți cu foi de dafin și lăsăm să fiarbă aici. O să duc de dincolo în capac, că n-am capac. Poți să pun și trei cu un pic de piper. Să pun un pic. Aha. Și mai știi ce mai poți să pui? Un pic de... Păi ăsta o să vină în spețele. Înțelegi? O să pun în spețele. Chime? Vorbesc serios? Aha. Vă dă gust. Da, da. Bun. Ăsta e condiment de ierburi proveni. Ai și aia e bună. Nu, bă, mă duc să aduc un capac de dincolo, că n-am capac așa mare. Și lăsăm 45 de minute. La foc mic. La foc mic. Așa, încet să fiarbă. Pe 6, lasă așa pe 6. Ce mai plăcea și mie să mă aici? Hai să le scufundele apă. Ne mai întorc din când în când. Dar dacă pun capac, nu mai trebuie să întorci nimic. Știu, știu. Așa. Super. Deci, îmi place cum arată, serios. Cine o găsi rețeta? Tu. E, Fabi. Ce fain miroasă. S-a pus capacul. Da. La foc. Mediu, spre mic, 40 de minute, 35, 30, ce vă duce, nu? Da, uite, e deja fix, două fix, până la... Două jumate. Nu, mai bine termin mâncarea și vin fetele. Da, da. Acum facem imediat trăhană, nu? Da. Ok. Ok, acum facem pastele. Făina, fac pastele, aici punem apă. Nu mai. Pasta mail. Deci am făină din asta extra pentru spețele. Adică specială pentru... Pentru pastele care trebuie să le fac eu acum. Da. Uitați cum arată. Deci așa mi arată. E mai grisată. Da. Să văd. Ai văzut, da. Deci 500 de grame trebuie. Wow, ce fain arată. Da, e mai grisată. Nu vreau. Ăla nu îmi place. Ia mănuța. E făină parcă cu gris. Cam așa, griș. Da. Cam atât. Ai pus mai... Păi Natalia a pus mâna. Ah, 500, uite, 499. Da. Ok, deci cum ajunge. Natalia, nu mai ai apăsat, te rog. Se punem ouă? Da, punem ouă și lapte. Wow.
Tati învață prostii. Natalia. Oh, chiar că e tare. Oh, mie ce știți voi să faci. Oh. În cauza că e rece. Nu știu. Ăștia îți dă, îți fierte. E fierte, mă. Uite, pe la Natalia nu. Altă dată am fiert. Am nu fiert, am așa. Spart. Așa. Nu, hai să vedem. Vezi că alungă pe bun. Tu te mă tai. Vezi să nu daci. Așa. Asta, dar îmi bat pe colo, mai. Să nu intri acolo coajă. Au. Dă la mine. Trebuie să iau coaja. Uite, deja a intrat o coajă, vezi? O, oh, Natalia, ce-a zis? Dă-i în cap cu bolovanul. Dă-i în cap cu bolovanul, da. Să am pus uite păină. Că pun și eu. Ce-a făcut Natalia? Ce-a făcut? Trebuie să iau coajă. Coajă, da. Deci trei ouă. Nu-mi place coaja. Nu-ți place coaja. Nu-mi dă și mie să mă șterg. Punem sare. Puțină sare. Dă-mi aici. Și o reușită. Mergeți de aici. Plecați de aici. Că eu îmi fac treaba aici. Așa. Și un pic de sare. Gata. Așa. Așa. Hai, hai, Natalia. Și un pic de nucușoară. Și eu rău, și eu rău, și eu rău. Cine e dat ei să pună? Nu, stai că aici e prea mult. Na, pune. O linguriță, să zicem așa, rasă. Doi să pună sare. Sare am pus. A, ai pus? Da. Tot o linguriță, că n-am văzut. Tot așa, o linguriță rasă. Am și lapte. Nu! Imediat. Inipar. Imediat. Am și inipar. Lapte. 250 de lapte trebuie. Mami, ar fi fain să vii să vezi ce făină e asta. Inipat! Să vii să vezi ce făină avem. Inipat! Așa. Să poate că da, așa am zis și eu, că e un pic galben. Inipat. Și mai trebuie și un pic de apă. Și arată ca grisul. Da. Ne scuzați acum. Nu mai facem aici rețete, facem de toate. Da. Deci ai pus 250 de lapte. Da. Și cam 100 de mililitri de apă. Cam așa ceva, că trebuie să fie moale. Deci faceți în așa fel să fie moale. Uitați că vă arat eu. Acum îmi trebuie neapărat pungura de lemn. Șmecherul. Dansează pe aici și când pun camera pe asta e ca statuia. No, bine. Da, mă mișcați, mă, mereți de aici. A, stai așa, Natale, cam, stai, stai. Spune, ciao, Alessia. Ciao, Alessia. Te pup. Te pup. Salută și pe Timea. Salută și pe Sami și pe toți copiii care îi plac de tine. Spune, vă pup pe toți. Vă pup pe toți. Aici trebuie să lăsăm vreo 10 minute până ce fierbe acolo. Și atunci începem. Ok. Și aici încă nu-i gata. Mai vine ceva. Da, mai vine, dar pot să-l închid. Pentru că a trecut...
Da, numai trebuie să vezi să da, fiarbă și ăsta. Da. Un pic. Smântână-l. Vezi? Natalia face prostii. Așa. Pune un capac să meargă mai repede. Gata. Unde? Aici. Lasă, că trebuie să stai un pic aici. Am gustat o mică, mică bucățică. Mamă, ce faină. Da. Să vezi ce fain gust i-a dat chimenul. Da. I-a dat fain gust, știu. Am gustat și eu și e foarte bun. Chiar, credeți-mă, e superb. Dar o să mai vină. O să mai vină un pic de... smântână lichidă pentru gătit și punem acolo, amestecăm și după aia o să fie și punem și un pic de pătrunjel, nu? Frunză de pătrunjel. Da, dacă tu vrei. Frunză de pătrunjel și dacă așa. Natalia, hai salută să fac o poză. Ok. Puțină sare în apă. De gust. Așa. Și am pregătit aici o strecurătoare și un bol unde să se strecoare pastele care o să le fac. Și după ce s-au strecurat... Asta e de la Carmen. Da. Te salutăm, Carmen. Te salutăm, Carmen. Și... Te așteptăm. Da, te așteptăm, Carmen, să vii la noi. Chiar te așteptăm. Este un groașă, dacă îl lași un pic să steie. Carmen, tot spune că eu nu o pomenesc. Eu nu sunt atâta să pomenesc. Eu am alte gânduri să-l cumva... Nu știu. De... Da. Nu sunt eu muiere. Sunt totuși bărbat. Da. Nu cod codăcesc atât. Da. Deci, acum începem să probăm ceea ce m-a trimis Adina, dar e faină, uite, vezi, are și aici un piedic pentru... Aha. Hai să pun aici o lingură. Acum o să ne trebuie. Deci da, noi am primit-o, dar cred că se găsește și pe internet. Și pe internet se găsește. Eu am găsit și aici la magazin. Uite, wow, ce fain! Ce fain să faci, uite. Super! Păi o joacă! Da, uite, vezi? Așa, acum punem iar o lingură. Să vii să-i filmezi, ok. Așa. Mamă, ce faină! Super! Mulțumesc, Adina, că mi-ai trimis. E mai fain decât ce avea Elizabeth, da, unde lucram eu, că ea avea o sită așa cu găuri mai mari și făcea cu o paletă de silicon, știi? Da, aia nu e așa faină. Așa, iară pun. Din nou. Dar nu fierbe apa, ce e aici? Stai, acum numai ce ori intra pastele, o să fiarbă. E mai bine că nu fierbe acum, cât timp fac eu aici, știi? Doamne, e o joacă. Da. Uite, ce fain. Mulțumim mult, Adina, că și mie îmi place șpețle. Numai acum o să mânc și un pic. Ah, mânc cu carne fiartă de... Da, cu da. Morcov, știi? Super! Da. Atâta să joacă fata ta cu apă, n-are ce să facă. Super! Ai închis aici? Nu, la pui. Ah, da, am închis un pic până okay. Termin cu astea. Era să pun pe lângă.
Mai am aici. Și spețele astea merg și cu brânză, da, telemiană untru. Tu da, știi? Da, merge. La Natalia nu îi plac sucurile, numai apa. Doamne, ție îți mulțumim. Da. La noi nici nu este suc în casă. Nu, numai apă. Nu, așa. Nu, eu vreau suc. Vrei suc? Câteodată e mai luăm suc. De care suc vrei? Cutie. Cum să fie în alea, capri. Da, din alea. Dar foarte rar. Da. Așa. Și uite, așa am terminat, acum lăsăm să fiarbă. Trebuia să pun pe ochiul ăsta că e mai mare. Nu-i mai. Mai un pic și vine Eva și Mari, da. Uite, mâncarea e gata. Gata, deci am rezolvat. Mai curge un pic. Să știi, Angie, dacă nu mai găsim făină din asta specială pentru așa ceva, dacă combinăm făină normală cu un pic de griș care îi mai mărunt, știi? Și așa, da. O să meargă. Să știi că o să meargă. Că e chestia să fie un pic mai grisată, știi? Mai făină. Grisată, da. Trebuie un pic grisată. Natalia a zis că face rețetă. Nu. A pus pe cântar. Îi faci pentru Sonic. Cred că. Acum trebuie să dai pe zero. Dar stai că, uite, nu-i pe grame. Angie, salvează-ți făina. Eu, Natalia, nu făina mea, hei. Ia făina aia altă. Nu-i nicio făină. Ce vrei să faci rețetă? Acum este destulă mâncare. Și prăjitură vine și face Eva. Vine și face Eva, prăjitură, faină. Mamă, ce faină! Da, în sfârșit, cum trebuie să super fie. Că noi n-am avut nici făină cum trebuie, da, n-am avut nici ustensila asta. Super, îmi place. Chiar îmi place. Ce faină, exact ca în Austria. Da. Sau în Germania. În spațiul german, că sunt mai multe țări. Și ele acum, dacă dă în clocă 2 minute, 3 minute, e gata. Că da, deja s-au ridicat. Da. Trebuie să dă în clocă și imediat sunt gata. Poți să iei unul eventual să încerci, știi? Altă viață. Hai grijă. Da, da, ce? Vezi cum trebuie. Vezi cum trebuie, exact, să fie. Să vede și după consistență. Vezi cum trebuie, da. Ok, no, bun. În sfârșit am reușit ceea ce am vrut. Să nu filmez, face experiment. Am face înțeles. Experiment, Natalia. Ok. Deci sunt gata. Oprim și le luăm, le strecurăm un pic, adică le punem. Am o idee. Ce idee ai? Apa în care o fiert pastele, poți să adaugi un pic aici la sos, fiindcă poți să le mulțești un pic și... Da. E ca și un din asta care e groașă, ca și am un donu de porumb, știi? Și face un sos fain. Numai o cănuță mică, știi? Așa, așa. Elizabeth așa făcea. Da? Mhm. Uh-huh.
Luis. Bună ziua! Ce face copiii noștri? Nu vorbește cu verișorii tăi. Ciao, Luis. Ciao, cine mai e acolo? Alisa. Ciao. Mami. Dai, că eu nu pot să vorbesc acum. Du-te, vorbește tu cu ei. Vorbește tu. Vorbește cu Noa. Du-te, arată câinele, arată florile. Da, nu, da. Nu are. Ești ocupată? E ocupată cu rețeta. Cu rețeta. Ciao, Natalia. Ciao, Natalia. Ciao. Ciao. Natalia face rețetă. Dar deocamdată e experiment și nu se lasă filmată. Da. No, eu... Vrei să-ți dau pe mami? Că filmăm aici. Da. Da? Vrei să vorbești cu mami? Ok. El cred că o sună, că nu mă bagă nimeni în seama. Mami! Noa vrea să vorbească cu tine. Noa. Nepotul tău. Alo? Da, iubirea mea. Deci, trebuie să scurg. Și trebuie scurse. Să pun un pic de apă rece. Să nu se prindă una de alta. Știi? Eu, da, mie așa îmi place. Acum, dacă îmi spune cineva că e crimă pentru paste, e treaba lor. Pun un pic de unt. Nu, no, pune. Pun un pic așa de unt și fac așa fain. Ok. Așa, deci pun un pic de unt, să nu se lipească una de alta. Eu? Tu faci, Nani, că nu vrei să vorbești cu verișorii tăi. Uite ce a făcut aici. A spus că faci prostii. Ce? Prind apă, Angie. Ce să fac? O pauză. Aici s-a pus puțin unt, s-a amestecat, ai amestecat? Da. Ok. Și acum... Uai, ce fain miros aici. Da, mie îmi spui. Pune foarte o cănuță fain de... A, le scoți afară și da, să faci sosul? Da, le scot afară și să fac sosul, știi? Uh-huh. Că ele sunt fierte. Deja s-au fiert aici în sosul ăsta fain. Ia! Ce fragedă, ui! Ce? Nu mai trebuie să amesteci. Nici nu mai trebuie, da. Foarte fain, deci... E o rețetă super. O rețetă pentru cei care nu au probleme cu fierea? Da. Apoi o dată pe săptămână merge. Că nici noi nu mâncăm chiar așa. Deliciu. Da. Așa, deci aici în sosul ăsta o să pun un pic din apa aia de acolo. Și mai lăsăm un pic să fiarbă. Da. Cred că și ăla cred că să... Nu, văd că nu. Așa. Ok. S-o lăsat mult. S-o lăsat acum. S-o lăsat... Nu știu să mai exprim acum. S-o evaporat. S-a evaporat. Mai pot să mai pun un pic. Da. Așa. Suficient. Așa, și pun pe tot? Da, 200 de mililitri de smântână lichidă. Așa. Și acum un pic să dai în clocot și după aia punem înapoi restul și gata. Așa.
că să te înclocot, punem înapoi pulpițele și gata. Și când o să fiarbă apa asta după paste, o să coaguleze sosul, să facă un sos minunat. Da. Pune un pic pe pauză. Da. Sosul a început să fiarbă. La Angie nu-i place că nu-i suficient de sos. Și am zis, nu, pune o linguriță. Am văzut să zic o furculiță. O linguriță, dar uite unde porumb. Hai să vedem. Trebuie să-l dau mai încet. Un pic mai sos. Eu zic că sos să fie. Că așa e fain. S-a gustat? Wow, ce bun e daci. Da? Mamă. Mă gândesc. Deci e foarte, foarte bun. Cineva îmi trimite mesaje. Nu m-am așteptat să fie așa de bun. Și eu vreau să gust un pic. Mami. Da. E cald. Păi nu mai sta la soare. Cum ai? Wow! Minunat! Deci e foarte bun. Chiar e fain. Minunat. Să simte chimen, să simte deci boia, să simte un pic de ceapă. Deci acum ai și cu grăsimea aia ce a lăsat carnea. Da. Și cu untul și cu ulei, deci și cu smântâna lichidă. Wow. Foarte super. Mamă, dă-i un pic mai tare, un pic să te înclocot, știi? Da. Amidorul de porumb și atunci e ok. Și atunci gata. Un pic mai trebuie sare. Un pic. Să mai pun un pic de sare. Un pic. Mai rămas și bucată de carne, vezi? Nu, las acolo, că nu s-a neacă nimic cu ea. Păi, dar ce bună e! Foarte bun! Deci, merită să încercați și voi. Uitați, vedeți? S-a făcut așa un sos frumos. Și acum punem carnea înapoi. Și după aia lăsăm 5 minute așa să dea în clocot, cu tot cu carne. Mai fain acum. E mai fain, așa da. Un pic de sare mai lipsit. Ok. Hai să pun fermince. Așa. Deci punem înapoi carnea aici în sos. Așa. Eva și Mari, sper să vă placă. O să le placă. Ce v-am pregătit? Deci ceva foarte bun. Nu am așteptat să iasă. Și o să pun și frunze de pătrunjel pe ăsta. Acum, imediat, după ce pun carnea. Lasă-mi stă... face, că tot o dezintegrez. Da, știu că am văzut că e fragedă, e chiar super. Ce motorină miroasă? Pentru că motorină, de afară. Nu știu, de afară. Așa. Intră tot, mamă, ce carne e fragedă, așa faină. Ăla-i nervant. Da. N-ai altul. Și atunci se pune șpețele cu un pic de sos și un pic de carne. Deci, carne, o să desprind. Ce tot primesc pe mesaj? Păi, tu ești foarte căutat. No. Deci încercați și voi, credeți-mă. Cum zic eu, n-are rost. N-are rost, așa de bune, credeți-mă. Focul l-am închis. Da. Așa. Stai un puțin pe sunjel.
fanez. Foarte. Ce faci? Stau pe jos. Să simte nucușoara, nucușoara, da, în paste. Nu am. Natalia. Natalia are nevoie de pixuri. Să-i duce pixurile. Să-ți cumpăr. Este cu Sonic. Nu e aici. În cutia cu Sonic este chipsuri. Nu. Pix sau chips? Chipsuri. Așa, wow, ce bine arată. Și punem și un pic de frunze de pătrunjel, așa fain. Așa. Foarte fain. Deci facem farfuria. Facem totuși farfuria. Fetele au venit, da, și le-au servit mami cu aperitiv. Cu aperitiv. Șoancă, adică jambon, cu roșii și cu ceapă verde. Și acum o să mănânce mai încolo. Da, o să mănânce mai încolo. Că stau la noi acum un timp. Puneți cât știi că mănânci tu. Eu? Ok. Eu mănânc supă. Tu nu mănânci? Nu pot să mănânc. Nu-mi permite, că aș mânca. Da. Deci, da, mă. Nimica. Nimic, mama. Da, stau în tare. Ok. Nu se pun o pulpiță. Și sos. Și sos. Dacă pun și sos. Păi musai să pun sos, chiar. Da. Dar ți-a ieșit ceva în sos. Chiar arată bestial. Delicios, deci, ar fi cuvântul mai, da, adecvat. Deci arată super. Așa. Dacă doriți mai mult, puteți să puneți mai mult. Dacă nu, puteți să puneți mai puțin. Punem și așa. Pe lungă. Și este gata farfuria. Bun, aceasta a fost realizarea mea, sper că v-a plăcut și încercați pentru că este foarte, foarte bun. Și nu uitați să distribuiți mai departe videoclipurile noastre, să ne dați un like și bineînțeles să vă abonați. Ok, vă lăsăm și pe data viitoare cu alte rețete. La revedere! Adevăr, fără tine singur sunt.
ce fac și spun. Vreau să învăț ca tine să fiu.